Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! În clipul de astăzi vom discuta despre cum se poate utiliza o resursă educațională deschisă în timpul orei de matematică. În primul rând, ce este o resursă educațională deschisă? Resursele educaționale deschise, prescurtate RED, sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le puteți folosi, adapta și redistribui liber fără constrângeri legate de drepturile de autor. În cadrul proiectului CRED a fost creat un număr considerabil de resurse educaționale pentru toate disciplinele. Acestea pot fi accesate de pe digital.educred.ro. Spre exemplu, pentru predarea lecției adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, un cadru didactic poate utiliza la clasă un material video pentru suport teoretic și exerciții aplicative. Pentru utilizarea acestui material avem nevoie de un calculator, boxe, un videoproiector și opțional fișa de lucru pe care o găsiți în descriere în format editabil, ceea ce înseamnă că o puteți adapta în funcție de nivelul clasei. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea operațiilor de adunare și scădere ale numerelor raționale exprimate sub formă de fracții decimale. Clipul este indicat să fie urmărit în etape, asociind conținutul video cu rezolvarea exercițiilor de pe fișa de lucru de către elevi, la tablă și pe caiete. Ulterior, materialul poate fi reluat de către elevi în ritm propriu. Evident, aceasta nu este singura posibilitate de a utiliza o resursă educațională deschisă la clasă. Fiecare cadru didactic poate utiliza, prelucra și adapta conținuturile redurilor în funcție de propriile nevoi și dorințe, cu scopul de a spori motivația și performanța elevilor. Spor la lucruri bune tuturor!